de dimineață, ne ajută să scapi de greață și crește moralul să... Nu avem... Bună dimineața, suntem în direct, nu aveam eu control în televizor, dar se rezolvă probabil lucrurile. Oameni buni, astăzi vreau să facem, să facem împreună cu dumneavoastră o emisiune un pic mai deosebită. Luăm un caz și să-l discutăm un pic pe baza unei filmări făcute de reporterii noștri ieri, în timpul zilei. Cazul este, din punctul meu de vedere, unul extrem de grav. Dacă ceea ce au constatat cei care au făcut ancheta și tot ce se întâmplă în jurul acestui caz sunt 100% adevărate, pentru că e clar că există mai mult decât un sâmbure de adevăr, atunci asistăm la un exemplu clasic prin care niște oameni au facilitat prin pasivitate, prin faptul că nu s-au implicat, prin faptul că nu i-a interesat, au făcut o treabă ca să se acopere, sperând că lucrurile alea nu se mai întâmplă, și s-au trezit cu explozia mămăligii la ei în instituție. Este vorba despre cazul profesorului de sport de la Rediu, de acolo a pornit scandalul cu o fetiță care a spus că a fost agresată sexual. Mă rog, agresată sexual. După care s-a făcut o anchetă, profesorul respectiv predând la Rosnov, parcă și Podoleni, și acolo s-au găsit alte cazuri. Ancheta poliției este ancheta poliției, a procuraturii, cine o face, nu ne interesează. Noi ieri ne-am dus la școala din Rosnov, o echipă de la noi, Cristina Iordache și Bogdan Călian, s-au dus la Rosnov și au stat de vorbă cu actualul director al liceului din Rosnov. Ei bine, foarte cooperant, domnul director ne-a dat o declarație. În momentul în care declarația a ajuns la redacție, prima reacție a fost o mai ascultăm o dată. Pentru că ea este o declarație a unui om extrem de sincer. Sinceritatea lui este extrem de aproape de un fel de, să-i spunem, autodenunț profesional. Adică ceea ce spune domnia sa acolo, materialul nu are mult, are 5 minute, o să vă rog să-l ascultați cu atenție și dacă aveți ceva de comentat, eu voi încerca, dacă comentariile sunt la limita în care se pot transmite, să le citesc pe finalul emisiunii sau chiar să lansăm alte teme de discuție. Deci, doi redactori se duc la Roman, la Rosnov, și stau de vorbă cu domnul Ioan Stroia, actualul director de la Rosnov, la vremea faptelor, director adjunct. Vă rog să urmăriți materialul și după aceea revenim cu comentarii și cu secvenționarea lui acolo unde este cazul. Te rog, Bogdan, dacă poți să dai drumul la material. Să menționez că el a funcționat la Liceul Rosnov în 2 ani școlari, 2018, 2019, 2020. În primul an cât a funcționat la noi nu a fost niciun fel de problemă. În al doilea an,
undeva, din câte mi-aduc aminte, prin luna noiembrie, cam așa, în urma unei ședințe cu părinții la o colegă de-a mea, la clasa a doua, mi se pare, da, la doamna învățătoare Mirela Ciobanu, părinții au relatat anumite aspecte care li se păreau lor ca unui profesor de educație fizică cu elevii. Ce anume am spus? Faptul că pe una dintre elevi, ci că ar fi atins-o pe piept, la alți copii le-a pus un filmuleț cu gimnaste, chiar așa era exprimarea, cu gimnaste, hai să spunem, într-un echipament sumar. Așa, alte întrebări de genul cu cine faci duș, câți ani au părinții tăi și așa mai departe. Doamna învățătoare le-a sugerat părinților să ia legătura cu mine. M-am întâlnit cu părinții pentru că nu m-au găsit la birou în curtea școlii. Părinții mi-au relatat pe scurt, mi-au spus și mie ceea ce au relatat doamnei învățătoare. Nu mi s-a părut atunci ca protestul părinților să fie foarte vehement, pentru că chiar le-am îndemnat. Ați făcut o sesizare scrisă la noi, la părinții și așa mai departe. Am ajuns la concluzia cu părinții că să ne lase pe noi să purtăm o discuție ca școală ca și conducerea școlii cu domnul profesor. Asta am și făcut. După discuția cu părinții am informat-o și pe domnișoara profesor Ilarie, care era director plin la acea vreme. Am ajuns la concluzia să port eu o discuție ca între bărbați cu domnul profesor. L-am chemat în birou la mine, am discutat în niște termeni foarte categorici că faptele care ne s-au adus la cunoștință ar fi foarte grave și dacă va perpetua în astfel de își poate pierde chiar locul de muncă în învățământ. Am stat apoi de vorbă și cu colegii din catedra de sport și ei mi-au spus că este foarte greu de a face diferențierea între ce înseamnă contactul fizic al unui profesor de sport cu elevul, ce este de conotație sexuală și nu, având în vedere natura activității la ora de sport. Cert este că după discuția pe care am avut-o cu domnul profesor Burlacu și până la sfârșitul anului școlar, după aia n-a mai funcționat la noi, nu ni s-a mai adus la cunoștință, nu ni s-a mai relatat nicio faptă de genul acesta. Lucru pe care și părinții l-au declarat în ancheta internă pe care ISJ-ul a făcut-o la Liceul Rostov. Acum. Acum, alaltă ieri. Da. Alaltă ieri, da. Da. Revenind la anul 2019, după această ședință cu părinții, Liceul Rozново are psiholog. Da. S-a încercat o discuție a psihologului cu domnul profesor de sport. Nu. O evaluare, ceva. Nu, nu, nu. Doamna este psiholog școlar, obiectul ei de activitate fiind mai mult elevii, să spun. Noi facem la început de an, facem un control psihologic și tot ce înseamnă analize medicale și așa mai departe, prin medicină școlară și Și domnul medicina profesor muncii, avea pardon. în 2018, Atâta timp cât 2019. mă sigur avea, că altfel nu putea fi încadrat. Sau o discuție psiholog copiii care au reclamat Nu, atitudinea de pe n-a asta? avut loc, n-a avut loc. O astfel de discuție n-a avut loc. Faptul că și doamna psiholog i-a relatat domnului inspector că nu a avut cunoștință de manifestarea asta. Am revenit în direct. Acesta a fost materialul cu un director pe funcție. Director care a înlocuit un director atunci pe funcție, dar care, director actual, a fost omul care a avut, ca să spunem așa, rolul principal în ancheta internă, că nu putem să o numim anchetă, desfășurată la școala din liceul din Rozново. Și acum vă rog să fiți atent la ceea ce înseamnă
responsabilitatea unui cadru didactic, director adjunct și director după aceea. Între timp, doamna directoare a fost schimbată pentru că ar fi avut deficiențe în calitatea actului managerial și a fost promovat domnul director, probabil nu are aceste deficiențe sau probabil are mai mici. Deci, niște părinți se duc, o anunță pe doamna învățătoare Mirela Ciobanu că un cadru didactic are o atitudine nepotrivită cu copiii. Învățătoarea îl anunță pe directorul adjunct, învățător și el, dacă nu mă știu, profesor din învățământul primar, cum se spune acum. Și acesta se întâlnește cu părinții în curtea școlii. Nu era un lucru atât de important să necesite o discuție mai amplă, ci în curtea școlii. Și eu o să încerc acum, dacă reușesc, să văd dacă reușesc, să scot în evidență fragmentul respectiv. Cu elevii. Vă rog să fiți atent. Faptul că pe una dintre elevi, ci că ar fi atins-o pe piept, la alți copii le-a pus un filmuleț cu gimnaste, chiar așa era exprimarea, cu gimnaste, hai să spunem, într-un echipament sumar. Așa, alte întrebări de genul, cu cine faci duș, câți ani au părinții tăi și așa mai departe. Doamna învățătoare le-a sugerat părinților să ia legătură. Deci, astea sunt faptele pe care le-au relatat părinții directorului adjunct al unui liceu. Deci, a pus mâna pe piept, le-a pus un film cu gimnaste sumar îmbrăcate, i-a întrebat cu cine face duș, etc., etc. Bun. Întrebarea logică este, domne, nu ce au făcut părinții când după ce au spus directorului, ce a făcut directorul după ce a aflat aceste fapte, care, cel puțin mie, dar probabil și dumneavoastră, celor mai mulți dintre dumneavoastră, mi se par destul de grave. Deci, să încercăm să găsim fragmentul. Sper că pe undeva pe aici, vă rog să ascultați. Nu mi s-a părut atunci că protestul părinților să fie foarte vehement, pentru că chiar le-am îndemnat. Ați făcut o sesizare scrisă la noi, la poliție și așa mai departe. Am ajuns la... Deci, domnului director, i s-a părut că părinții nu sunt vehemenți. Și a întrebat, ați făcut o sesizare la noi, în condițiile în care el stătea de vorbă cu părinții, după o ședință cu părinții la clasă, și după ce l-a anunțat colega domniei sale. Dar nu, era nevoie de o sesizare. Asta nu era o sesizare. Asta era o discuție amicală. Model de multă, foarte, foarte, foarte multă responsabilitate. Foarte multă responsabilitate. De aici încolo, ce a urmat? Domnul director a zis, domne, părinții ne-au mandatat pe noi la școală să ne ocupăm de chestia asta. Adică vine unul care are o problemă, clar, dacă a făcut ce a făcut, dar lasă că ne ocupăm noi. Școala noastră are conducere, are un colectiv care sigur va lua o atitudine, are și psiholog. Și probabil că în felul ăsta s-au rezolvat lucrurile. Ei bine, se pare că nu chiar așa, dar haideți să vedem mai departe încă un fragment interesant. Dacă tot așa îl găsim. Grave și dacă va perpetua în astfel de... Un pic mai în față. Așa, deci... Informat-o și pe domnișoara... Atenție! ...profesor Ilari, care era director plin la acea vreme,
am ajuns la concluzia să port eu o discuție ca între bărbați cu domnul profesor. Deci, după ce directorul Plin a aflat, s-a ajuns la concluzia că domnul director adjunct, fiind bărbat, să poarte o discuție ca între bărbați cu profesorul de sport, despre care domnul director știa că ar fi pus mâna pe pieptul unei fete, că le-a pus un filmuleț și alte asemenea lucruri. L-am chemat în birou la mine, am discutat în niște termeni foarte categorici că faptele care ne s-au adus la cunoștință ar fi foarte grave și dacă va perpetua în astfel de își poate pierde chiar locul de muncă. Ați observat? Dacă va perpetua, își poate pierde locul de muncă. Nu contează ce a făcut înainte. Dacă va perpetua, își pierde locul de muncă. Și discuția bărbătească a dat rezultate. În învățământ am stat apoi de vorbă și cu colegii din catedra da. De... Foarte interesant ce era acest răspuns. Și ei mi-au spus că este foarte greu de a face diferențierea între ce înseamnă contactul fizic a unui profesor de sport cu elevul, ce este de conotație sexuală și... Deci, colegii din catedra de sport, ne spune domnul director, eu nu cred că colegii au spus ceva de genul ăsta sau în înțelesul ăsta, au spus că e foarte greu să faci diferențiere între contactul fizic, parcă așa a spus, al profesorului de sport cu elevul la sport. Nu știi care are conotație sexuală sau nu. Bun? Având în vedere natura activității... Deci natura activității de sport este, în mare măsură, are conotații sexuale potrivit acestei declarații. Cert este că după discuția pe care am avut-o cu domnul profesor Burnacu și până la sfârșitul anului școlar, după aia n-a mai funcționat la noi, nu mi s-a mai adus la cunoștință, nu mi s-a mai relatat nicio faptă de... Victorie! O discuție bărbătească între director și profesor a dus la rezultate senzaționale. Până la sfârșitul anului școlar, cât a lucrat acolo, domnul Burlacu nu a mai avut reclamații. Deci nu a mai avut reclamații, în rest, Dumnezeu cu mila. Și direcțiunea de la Rosnov s-a spălat pe mâini pentru că nu mai lucra acolo domnul profesor. Și rezultatele acestei atitudini extrem de sănătoase pentru colectiv, pentru unitatea școlară, să nu intre cumva în gura lumii, s-au văzut. Ei n-au mai avut probleme atunci. Pentru că domn profesor s-a dus la rediu și acolo, nefiind un bărbat care să știe că punea mâna pe piept, că punea filme la asta, n-a știut și atunci n-a avut loc o discuție lămuritoare. Și domnul profesor a ajuns să fie în arest la domiciliu până când o instanță care nu se pune în calea dezvoltării profesionale a nimănui i-a dat voie să se ducă la examenul de definitivare în învățământ. Pentru că nu e așa, mai poartă odată o discuție cineva cu el bărbătească și poate nu mai face. Bun. Deci, ați văzut cum s-a procedat la Rosnov, pregătindu-se terenul pentru rediu. Mai există un aspect. Sesizat de reporter, școala aia are psiholog, știindu-se faptul că la începutul anului profesorii sunt testați din acest punct de vedere, dar că sunt niște copii care au trecut printr-o traumă dacă s-au dus copil de clasa a doua acasă, s-au dus copii de clasa a doua acasă, să spună părinților, era clar că ceva au suferit în sinea lor. Ei bine, ce ne spune domnul
director, apropo de acest aspect, să vedem dacă reușim să ajungem din nou acolo. Sper să da. Ia să vedem. Da. S-a încercat o discuție a psihologului cu domnul profesor de sport. Deci s-a încercat o discuție a psihologului cu domnul profesor de sport? Răspunsul. Nu. O evaluare? Ceva? Nu. Nu, nu, nu. Doamna este psiholog școlar, obiectul ei de activitate fiind mai mult elevi. Mai mult elevi, să spun. Noi facem la început de an, facem o control psihologic și tot ce înseamnă analize. Bun. Deci, întrebarea era și una capcană. Pentru că cei din conducerea liceului n-au considerat necesar măcar să ceară profesorului să mai treacă un test psihologic după ce au auzit, au avut plângerile părinților datorate copiilor. Nu. Motivația, dom'le, psihologul nostru de la școală se ocupă de copii, nu se ocupă de profesori. Că profesorii vin și au un test. Da, dar tu ca director, în momentul în care ai un asemenea caz, nu-ți pui problema. Dom'le, nu pentru funcția mea de director, pentru că nu e cazul, domnul Stoi a fost avansat. De atunci până acum el a ajuns director adjunct, director plin. Nu pentru funcția mea de director, nu pentru catedra de educație fizică și sport, nu pentru, da, așa, pentru el, pentru profesorul ăla, să vedem, nu ar trebui să se caute undeva. Și răspunsul a fost nonșalant, nu s-a făcut testare, dar cam de ce? Noi am făcut la începutul anului. Cam asta este atitudinea. Și acum, vă rog să fiți atenți la următorul calup. Medicină școlară și deci, medicina muncii, pardon. O să lăsăm un pic mai încolo. Sau o discuție psiholog-copii care... Deci o discuție psiholog-copii, care normal ar fi trebuit să poarte cu acordul părinților. Nu, n-a avut loc, n-a avut loc. Deci... Ați auzit răspunsul? Nu, n-a avut loc. N-a avut loc. O astfel de discuție n-a avut loc. Faptul că și doamna psiholog i-a relatat domnului inspector că nu a avut cunoștință de manifestarea asta. Deci, știa domnul director adjunct, știa doamna directoare, știa catedra de sport cel puțin, despre lucrul ăsta, că s-a discutat, spune domnul director, cu cei de la Catedra de Sport. În schimb, psihologul școlii, care este plătit pentru asta, prost plătit, că ei sunt în alt sistem, psihologul școlii nu știa nimic. Acum, când a fost anunțat, când a vrut să se sesizeze, dacă a auzit la o cafea cu colegii de sport sau, mă rog, cu cine era acolo, e o altă poveste. Dar conducerea școlii n-a considerat necesar că acei copii mici, clasa a doua, trebuie să discute. Dacă ar fi avut loc o discuție cu psihologul școlii, probabil că, fiind un om cu experiență în domeniu, ar fi aflat poate mai multe lucruri. De ce am ținut să facem emisiunea aceasta de astăzi? Pentru că ni s-a părut că arată cum în anumite zone se acoperă rahatul. Și cum asemenea lucruri, în loc să fie prevenite, sunt, de fapt, putem spune, lucrând spre absurd, încurajate prin pasivitate. Repet încă o dată, un director adjunct
află de la o învățătoare că niște copii au reclamat că au probleme cu profesorul de sport. Mâna pe sân, filme cu gimnaste mai sumar îmbrăcate, etc. Directorul se întâlnește cu părinții, nu îi se pare că aceștia ar fi vehemenți. Dar domnul director a fost vehement? Da, s-a dus, a vorbit cu doamna directoare și după aia a purtat o discuție ca între bărbați. Cu domnul și domnul a spus, gata. La noi nu s-a mai întâmplat nimic. Că s-a întâmplat peste un an în altă parte, ce treabă avem noi? Mai că ia că a venit poliția, poliția a venit, a cercetat și alte cazuri de sub preș a scos. Și s-ar putea să mai scoată și altele. Inspectoratul școlar a făcut și el o anchetă acum 2 sau 3 zile. Pentru că nimeni din conducerea școlii n-a anunțat nici poliție, nici inspectoratul școlar, nici cei din catedra de sport nu au spus inspectorului de sport. Pentru că așa se pare că merg anumite lucruri în zona aceasta. Aș vrea, dacă reușesc, așa într-un telefon, să vorbim un pic cu generalul de la învățământ, domnul profesor Mihai Obreja, să vedem ce părere are domnia sa despre această filmare. Bună dimineața, domnul general! Bună dimineața! Mă scuzați că vă deranjez de la cafea, de obicei erați în emisiune. Nu știu dacă ați urmărit... N-am urmărit decât finalul, deci acum, parțial. Deci, apropo de cazul de la Rosnov, da. Domnul director actual de la Rosnov, domnul Stroea, da. A dat o declarație pentru noi în care a povestit cum stau faptele. Și din declarație rezultă cam așa. Directorul, deci învățătorul primește reclamație de la părinți, anunță directorul adjunct, directorul adjunct se întâlnește cu părinții și spune așa, ne spune cam așa, domnule, asta ce a făcut? A pus mâna pe piept, a pus niște filmulețe, un filmuleț cu gimnaste sumar îmbrăcate și după aceea spune, nu mi s-a părut extrem de vehementă atitudinea părinților. Nu, adică, și atunci am purtat eu o discuție ca de la bărbat la bărbat. Și după discuție la noi n-am mai făcut. La noi n-am mai făcut. Mai departe, întrebat dacă testarea psihologică a deci dacă a fost testat, e clar că a fost testat. Noi, dar l-a văzut un psiholog al școlii, măcar discute cu el. Noi, nu, că psihologul nostru e pentru copii. Dar l-a trimis direcțiunea la o testare când ai o asemenea poveste. Și mai departe, domnul director, dar copiii au stat de vorbă cu psihologul? Nu, că psihologul nu știa. Plus că mai are o declarație extrem de interesantă că a discutat cu membrii catedrei de sport. Și că mi s-a spus că e greu să faci deosebire, mă rog, să faci diferențe între atingerile pe care se întâmplă la sala de sport cu atingerile cu caracter sexual, comportament sexual. Mie mi se pare că lucrurile acestea, domnul general, nu sunt, ca să spunem așa, cușere. Da. Și că un director, care era director adjunct acum, acolo și acum este director plin, are atitudinea potrivită pentru a conduce un liceu de tradiție în condițiile în care știa și nu a anunțat pe nimeni. Nu numai directoarea știa, știa și directorul adjunct. Adică, da, știa în primul rând, mulți din școală, deci... haideți să le luăm pe rând. Da. În primul rând, atitudinea aceasta de aproape favorizarea unui om care nu știm încă dacă va fi condamnat, da, sau nu, dar care a avut atitudine nepotrivită. Am să pornesc de la, și am reținut, cred că, o concluzie a dumneavoastră, și anume cu tendința aceasta de a ascunde sub preș lucrurile care nu funcționează, nu merg bine în școală.
Și este foarte clar că a existat, cred că, o politică chiar la nivel de inspectorat școlar de a nu duce în spațiu public astfel de aspecte foarte grave din zona școlilor. Și cred că și la nivel de școli s-a procedat întocmai. Și avem exemplul acesta care ilustrează foarte clar că preocuparea aceasta pentru o imagine, am spus eu la un moment, comercială a școlii, uităm de copii, de interesele majore ale copiilor. Cazul acesta cred că este școală pentru ceea ce înseamnă deficiențe majore în managementul școlar. Aceștia sunt directorii pe care îi avem noi la această oră, care administrează școlile. Și atunci îmi este greu, vedeți, să vorbesc eu despre management și bună guvernare, dacă aș face abstracții de astfel de situații. La inspectoratul școlar, noi am venit cu un obiectiv foarte clar și l-am transmis și în teritoriu. Să fim informați în timp util despre astfel de evenimente. Mai mult decât atât, conducerile de școli au și obligația, nu numai de a informa inspectoratul școlar, dar să realizeze și consilierea părinților, copiilor. Da. Și aici este clar că au fost deficiențe mari. Directorul școlii și Consiliul de Administrație, până la urmă, răspunde tot ceea ce se întâmplă în școală. Și este grav că au avut informații și le-au tratat superficial. Domnul general, dumneavoastră, dacă sunteți general și aveți o speță de gravitatea asta și nu o raportați, vă dă afară ministerul? Absolut. Deci dacă și avem exemple și au fost în spațiu public și în ultimul timp, adică tratarea și ducerea în derizoriu a unor astfel de situații, categorică atrage măsuri maxime și avem cazul inspectorului general de București, care, vă amintiți foarte bine, a tratat superficial acel caz de bullying la o școală din București și a plătit cu funcția normal. Asta înseamnă că nu ești capabil să gestionezi, să administrezi o instituție, un sistem în fruntea căruia te afli la un moment dat. Bun, întrebarea... Deci au fost greșeli, după părerea mea, domnul Bălănescu, de la nivel de inspectorat. S-au întâmplat lucrurile acestea, dacă am reținut cât eu de bine, în anul școlar 2019-2020, deci în primul semestru. Și mi-este greu să cred, la ora aceasta, că nu a existat chiar nicio discuție între conducerea școlii și inspectorat. Dar a fost o discuție care s-a finalizat probabil cu hai să vedem cum facem, discutăm cu părinții, să aplanăm și să stingem, adică să ascundem o astfel de situație. Așa cred eu, pentru că altfel, dacă inspectoratul intervenea atunci, în momentul acela, inclusiv să-i consilieze pe directori. Nu toți sunt pregătiți pentru funcția aceasta, chiar dacă au ajuns unii și printr-un concurs. Sau printr-un concurs de împrejurări. Sau printr-un concurs de împrejurări. De asta eu cred că pentru a asigura ceea ce numim noi astăzi management și bună guvernanță în școli, trebuie să fim mult mai riguroși în selecția resursei umane, deci în numirea directorilor de școli. Din păcate, ați văzut că deja a trecut o lege, a trecut de senat spre promulgare. Directorii vor fi, cel puțin în faza de directori interimari, numiți de către Consiliul de Administrație. Și eu am anumite îndoieli din acest punct de vedere. Consiliile de administrație din școli, până la urmă, sunt consiliile generate de conducerea școlii respective. Da? Și vreau să văd și eu
de la 1 septembrie exact ce conducere de școli vom avea. Domnul general. Dacă legea aceasta este promulgată și în ce măsură așa nu vom mai asista la astfel de lucruri. Eu vă spun un lucru. Dacă eu nu transmiteam către directori aproape imperativ lucrul acesta, că trebuie să fiu informat întotdeauna în legătură cu tot ce se întâmplă grav în școli, vă spun eu că nu erau scoase la iveală multe lucruri. Ele au ajuns în spațiu public. La un moment dat și domnul secretar Sorin Ioan spunea că am o viață grea aici, că se întâmplă în neamță atâtea lucruri și am răspuns că se întâmplă și pentru faptul că noi nu le trecem cu vederea, adică nu o să le ascundem. Bun, domnul general. Pentru că altfel nu vom găsi soluții la ceea ce a spus foarte clar, prevenirea unor astfel de evenimente. Ceea ce privește consilierea școlară, consilierii care sunt în școli, puțini, așa e. Dar acolo există unul. Există, dar nu au pregătirea necesară, după părerea mea, pentru a asigura asistență psihologică, psihopedagogică. Domnul general, vă spun eu, sunt unii foarte buni. Sunt și buni, eu sunt de acord, dar sunt mulți dintre ei care stau în cabinet, sunt consilieri de cabinet, exact cum sunt și directori de cabinet. Pentru că un director într-o școală, dacă ar sta în permanență în rândul elevilor, da? Ar sta aproape de profesori, eu cred că astfel de lucruri pot fi preîntâmpinate. Domnul general. Vine greu să cred că un director nu a putut observa la un moment dat anumite elemente din psihocomportamentul unui cadru didactic care sunt în dezacord major cu ceea ce înseamnă meseria de profesor. Corect. Domnul general. Spunem că acel control psihologic de la început de an, în cele mai multe școli fiind externalizat, este formal. S-a ajuns exact ca la școala de șoferi, ți-ai luat fișa, ai dat banul, s-a semnat și după aceea ajungi pe stradă să conduci mașina sau ajungi în școală să conduci o clasă de elevi sau ca director să conduci un colectiv profesori-elevi. Domnul general, nu știu dacă domnul care a fost de la inspectorat în control acolo a avut și tematica asta, dar eu aș fi fost foarte interesat să văd câte inspecții la clasă a avut domnul profesor. Așa, și ce scrie în fișa lui de calificativ. Da, n-a avut în tematică acest lucru. Noi am vrut să culegem informații, în primul rând, pentru că au apărut în presă și în momentul ăla ne-am sesizat. Gândiți-vă că dacă eu aș fi știut că înainte de rediu a existat un astfel de episod într-un an școlar trecut, acționam imediat. Directorul de la rediu, și vreau să-l felicit, a procedat foarte bine. Un om cu foarte multă experiență. Da, m-a informat imediat. Ne-am sfătuit, ca să spun așa, adică m-a întrebat, domnule inspector general, cum să procedez în această situație? I-am spus în primul rând că trebuie să respecte și el regulamentul, să convoace comisii, Consiliul de Administrație, să invite părinții, să discute cu părinții. Și el a parcurs toți acești pași, a anunțat poliția după aceea, drept dovadă, dar m-a sunat pe 25 și mi-a adus la cunoștință evenimentul și a doua zi, pe 26, deja s-a deplasat acolo o echipă de la Inspectoratul de Poliție al județului Neamț, după care, la fel, m-a ținut la curent cu derularea evenimentului. Din păcate, vedeți, asistăm și la lucruri care ușor, ușor ne dezarmează sau poate să conducă la scăderea încrederii și a părinților și a elevilor în ceea ce înseamnă măsuri pentru astfel de situații extreme. Deci profesorul a văzut, a susținut examenul de definitivat. Cred că săptămâna viitoare o să fie prezent la titularizare. Mi se pare absolut logic. Mi se pare absolut logic. Celălalt profesor, dacă vă amintiți, celălalt caz care presa l-a promovat la nivel național și noi am luat măsuri atunci, i s-a desfăcut contractul de muncă și am înțeles de la cele două școli, de la
Dumbrava și Bicaz de la Regina Maria, în prima instanță în contencios administrativ, instanța a înlocuit sancțiunea aceea de desfacerea contractului de muncă și a stabilit o altă măsură, deci o diminuare a salariului cu 1% pe un interval de timp. Noi o să facem apel. Bun, deci, asta am înțeles, domnul general. Să mergem în instanță, dar nu o să facem rabat, adică de la astfel de... Domnul general, am o rugăminte. Am o rugăminte. Da. Am înțeles că, deci din toamnă, Consiliul de Administrație aleg directorii, da? Este o lege, domnul Bălănescu, care a trecut de am sănat. Înțeles. Cred Bun. Că merge la promulgare și când am... legea aceea prevede ca interimatul unei școli până la concurs să fie asigurat de către un director ales de Consiliul de Administrație am dintr-o înțeles. Școală. Bun, dar dacă eu am într-o școală... Așa, va fi promulgat în forma aceasta, vom vedea normele de aplicare. Da, domnul general, dar dacă eu într-o școală am un director pus de Consiliul de Administrație al școlii, care află despre o faptă reprobabilă, o ascunde, nu face lucrurile normale care ar trebui făcute, adică anunți, inspectorat, faci ce ai de făcut potrivit regulamentului, anunți poliția sau procuratura, după caz sau după știință și mai departe, nu te preocupi să vezi, băi, profesorul ăla e vreo problemă, nu te preocupi de copii să vezi dacă au suferit o traumă sau nu. Directorul ăla de cine poate fi schimbat? Ei, cine îl pune normal trebuie să-l și schimbe. O să vedem în ce măsură inspectoratul școlar va fi implicat. Pentru că dacă un consiliu de administrație numește un director interimar și mă refer doar la partea aceasta de interimar. Exact. Normal, tot consiliul de administrație ar trebui să-i facă evaluarea și să stabilească la un moment dat dacă mai rămâne sau nu până la organizarea concursului. Pe domnul Stroia l-a numit inspectoratul, nu? Aici noi am numit, da. Da, și până când poate să-l schimbe inspectoratul dacă vrea? Păi inspectoratul nu mai are acum. Când se mai schimbi, dumnealui încetează mandatul la 1 septembrie. Și până la 1 septembrie rămâne pe post. Da, nu mai avem timpul necesar să concediți. Am înțeles. Deci... eu am vrut să scot în evidență acest fapt. Că eu nu vreau să-l apăr pe domnul Stroia. Nici eu. Ca să nu se înțeleagă care e partea lui de vină. Eu i-aș sugera sau i-aș spune că a greșit acolo, fiind director adjunct. Nu știu cum și-a asumat el roluri care îi aparțin. Vedeți? Vedeți? Deci directorul vedeți? Și cred că acolo doamna director l-a dus pe o cale greșită. Dumnezeu s-a extras de acolo domnul Bălănescu și corect și ea știa. Pe domnul Stroia să acționeze acolo haotic, da? Totuși școala avea un director. Școala e reprezentată de director, nu de directorul adjunct. În relația cu toate instituțiile. Deci, din păcate, îmi pare rău pentru el, dar și-a asumat prea ușor, cred că, rolul de director. Dar poate i-a plăcut, domnul general. Nu știu asta, dacă i-a plăcut. Poate i-a plăcut rolul ăsta și dovadă că acum este director. Cred că de acolo au pornit lucrurile acestea și ele s-au dus, s-au multiplicat. Îmi pare rău că discuția aceea cu părinții, și eu le transmit și părinților de fiecare dată, domnule, sesizați orice lucru vi se pare că nu este în regulă, nu este ok. Și i-am îndemnat să sune și la inspectorat. Eu răspund zilnic, e telefonul meu pe număr personal pus pe site și răspund la toate telefoanele, domnul Bălănescu, și mai fac ceva. Deci chiar numai în baza unui telefon, dacă nu am un mail, o sesizare depus, înregistrat, verific. Pentru că așa mi se pare corect. Eu nu cred că un părinte dintr-o anumită zonă a județului sesizează un lucru care este grav, așa cum este prezentat, iar noi să ne facem că n-am auzit sau să nu răspundem la telefon sau să-l invităm să caute în altă parte soluții.
Deci școala, cred că aici, trebuie să fie mult mai aproape de comunitate, de părinți, pentru că până la urmă uităm prea ușor. În școală, elevii sunt importanți și părinții lor care plătesc taxe, impozite. Bine, vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru că ați răspuns la telefon. Știu că postura nu este una extrem de fericită și comodă pentru... Eu nu am ce face, domnul Bălănescu. Mi le-am asumat aceste lucruri, le-am comunicat de fiecare dată la minister, pentru că am, și nu pentru poziția mea, adică mi se pare corect, de exemplu, ca ministru să nu afle din presă că un profesor de educație fizică, și din păcate nu este singurul, deci dacă ne ducem în istorie, nu știu ce se întâmplă aici în zona acestei discipline de învățământ, am avut mai multe cazuri, da. Păi ați văzut că nu poți face diferența între... Nu, gravitatea, domnul Bălănescu, vine din faptul că domnii profesori de educație, unii dintre ei, puțini, foarte, foarte, foarte puțini, se folosesc de poziția pe care o au, de faptul că la ora de educație fizică trebuie să intervii, să ajuți un copil, să previi o accidentare, de să folosesc de poziția aceea, aceasta în scopuri mizerabile, murdare, condamnabile și pentru care eu sunt de acord că ei să nu mai aibă acces niciodată în sistemul de învățământ. Pentru că dacă erau în altă parte, erau în America, nu se mai purtau atâtea discuții. În America a trăit unul pe care îl chema Lynch. Da. Știți? În America trăia unul Lynch, pe vremuri. Da. Dacă era în America și era dovedit lucrul ăsta, da, era o problemă. Vă mulțumesc tare mult, din păcate timpul ne presează. Da, bine. Mulțumesc. Pe scurt, am fost întrebat dacă domnul director este cumva... Retoric am fost întrebat și consilier local, dacă da, de la ce partid. Da, domnul director era consilier local, nu mai știu acum dacă este, de la Partidul Național Liberal, înainte care cred că fusese PSD-ist, dar nu mai contează asta. Important este că este în zona Consiliului Local, care are un cuvânt de spus greu, foarte greu, în ceea ce înseamnă școală, buna desfășurare a activității, prestigiul școlii ca să atragi elevi. Și dacă e să stăm să ne gândim bine, mai sunt niște chestii care trebuie amintite aici, ca să nu încheiem lucrurile așa. Liceul Gheorghe Ruset Rosnoveanu, cităm din regulamentul liceului, care este legea fundamentală a acelei instituții de învățământ, nu permite și nu va tolera hărțuirea sexuală la locul de muncă, aici se referă probabil doar la profesori în înțelesul ăsta, și face public faptul că încurajează raportarea tuturor cazurilor de hărțuire sexuală, indiferent cine este ofensatorul, că angajații care încalcă demnitatea personală altor angajați, deci nu angajați elevii, prin orice manifestare confirmată de hărțuire sexuală la locul de muncă, vor fi sancționați disciplinar. Probabil că li se va tăia sporul de nu știu care. Persoana care se consideră hărțuită va raporta incidentul printr-o plângere în scris, nu oricum, care va conține relatarea detaliată a manifestării de hărțuire sexuală la locul de muncă. Adică, ținem și noi, se duce un domn profesor și o înghesuie pe o doamnă profesoară, ba mai pune și mâna. Mă scuzați. Doamna profesoară are de ales. Tace, îi trage la o palmă sau dacă nu se duce frumos în cancelarie sau în birou la ea și spune subsemnata sau subsemnatul, ca să fie, acum nu mai putem spune că agresează numai bărbații. Subsemnata, subsemnatul, țin să vă aduc la cunoștință că am fost hărțuit sexual. Mi-a pus, relatare detaliată, mi-a pus mâna pe posterior în zona acutare. Asta este un regulament școlar, da? Liceul Ruset Rosnoveanu va oferi consiliere și asistență victimelor actelor de hărțuire sexuală.
va conduce investigația în mod strict confidențial. Și în cazul confirmării actului de descărțire sexuală, va aplica măsuri disciplinare. Da, te pui. La terminarea investigației se va comunica părților implicate rezultatul anchetei. Orice fel de represalii în urma unei plângeri de hărțuire sexuală, atât împotriva reclamantului, cât și împotriva persoanei care ajută la investigație, vor fi considerate acte discriminatorii. Hărțuirea sexuală, mai se pare că știu, constituie și infracțiune. Cam asta sunt lucrurile apropo de modul în care un director, consilier local, om implicat în societate, cu directorul de la vremea aceea, cu colegii, au ținut să rezolve o problemă. Ei au rezolvat-o în școală la ei. N-a contat că s-au întâmplat lucruri. Le-am șters cu buretele, tot discuție ca între bărbați, deși, mă rog, da? Și nu mai contează că se întâmplă în altă parte. Iar domnul director este încă director până la 1 septembrie, pentru că nu e așa, n-are rost să-l mai schimbăm acum nici măcar așa de... De ce oare? Habar n-am de ce. Pentru că, definitiv, se pare că aceasta este normalitatea. Și dacă aceasta este normalitatea, aveți grijă. V-am mai spus, sunteți fiecare pe cont propriu. Și chiar și copiii aceia de clasa a doua care se duc la școală, se pare că sunt pe cont propriu. La revedere, numai bine!